Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ensien. Astăzi l-am invitat pe domnul doctor Adi Surd pentru a discuta despre fimoză. Bun găsit, domnule doctor. Ce este fimoza? Fimoza reprezintă prezența unui inel fibros la nivelul prepuțului care împiedică decalotarea, dar care la vârste mici îi fiziologic. Cum își poate da seama un părinte că există probleme? Greu de zis. Părinții, în primul rând, n-ar trebui să se atingă de organul genital al băiețelului. În clipa în care li se pare că ceva nu e în ordine și asta poate să însemne o roșeață locală, un disconfort, atunci trebuie să se prezinte la medic. Mai apar situații în care sub tegument se văd niște colecții albicioase pe care unii le interpretează abcese, tumorete, mă rog, și mai departe. Aia nu e decât o acumulare de smegmă, celule epiteliale, care în timp ajută glandul să se deslipească de mucoasa prepuțială și decalotarea să devină posibilă. Care este limita dintre fimoza fiziologică și cea patologică? Fimoza fiziologică trebuie să știm că este o stare firească la vârste mici. Asta însemnând de la 0, o lună până la 3, 4, 5 ani, asta în funcție de organismul fiecărui copilaș. Fimoza fiziologică nu are nici un semn care să ne le alarmeze. În schimb, fimoza patologică reprezintă fimoza cicatricială, care e specifică adultului. Aici, de regulă, apar niște liniuțe albe pe prepuț, în vârf, și alea înseamnă cicatrici, însemnând că respectivul copil a fost cândva decalotat, forțat și s-au produs niște leziuni. Aia e fimoza patologică, practic fimoza cicatricială, și doar aceea se operează. În România se practică decalotarea forțată de către medici de familie și chiar de către pediatrii. Cât este de nociv pentru băiețel? Da, din păcate la noi încă se practică acest lucru. Nu este foarte benefic pentru copii, pentru că orice decalotare forțată lasă niște urme. La vârstă mică, prepuțul funcționează ca și un sfincter. Când urinează copilul, acesta se relaxează, după aceea se închide. Și este logic, pentru că la vârsta asta majoritatea poartă scutec și trebuie să fie protejați. Deci orice înseamnă mediul înconjurător. La fel ca și la fetițe, nu facem toaleta în interior, da? Numai în exterior. Și atunci, decalotarea asta forțată, așa cum am menționat mai devreme, lasă niște urme, leziuni, cicatrici, care la un moment dat vor necesita o intervenție mai mult sau mai puțin agresivă. În general, dacă cicatricile nu sunt foarte pronunțate și încă țesutul mai are elasticitate, atunci folosim o cremă cu cortizon ca să relaxăm ușor inelul respectiv. Dacă nu e posibil, atunci recurgem la intervenția chirurgicală, care, repet, nu este o urgență, nu trebuie făcută în primii ani de copilărie, pentru că e greu să colaborezi cu un micuț de 2, 3, 4 ani și să îți dea voie să faci ceva postoperator, și atunci se amână pe cât posibil. Sigur, cu excepția cazurilor când apar infecții locale, iritații, disconfort pentru copil, atunci se intervine mai devreme. Spuneți-mi, vă rog, din pacienții care se prezintă la dumneavoastră cu diagnosticul inițial de fimoză, pe cât ajunge să-i și operați la un moment dat? Da, aș spune că proporția e cam de 50-50%. Se pune prea ușor acest diagnostic de către medicii de familie sau pediatrii? Uneori da. Nu neapărat că nu se pune diagnosticul corect, se pune corect, dar de regulă după ce medicii, pediatrii sau medicii de familie au încercat să-l decaloteze pe copil. În momentul în care au văzut că apare o problemă, copilul nu mai cooperează pentru că cu siguranță are un disconfort local, atunci fac un bilet de trimitere și îl trimit către chirurg, pentru că țesutul respectiv nu mai e suficient de elastic încât ei să mai poată să vadă glandul în momentul manevrei respective. Ce presupune intervenția chirurgicală? Cât timp durează? Intervenția nu este una complicată, se face, e una de rutină cu spitalizare de zi, adică pacientul vine dimineața, se intervine chirurgical, sigur copilul este sedat pentru că e traumatic altfel, și după masă se externează. Intervenția întotdeauna este în funcție de gradul de lezare a țesutului tegumentar al
prepuțului, practic. Deci, cu cât sunt mai multe cicatrici și mai avansate, cu atât intervenția este un pic mai agresivă, în sensul că trebuie să eliminăm tot acel țesut cicatricial și facem fie o rezecție parțială de prepuț și, în unele cazuri, chiar circumcizie. Altfel, dacă leziunile sunt incipiente, atunci se face, îi spunem, debridare dorsală, o simplă incizie la nivelul inelului fibros, care se suturează apoi cu fire rezorbabile și decalotarea devine posibilă. Cât durează recuperarea? În general, după 2 zile, copilul nu mai are niciun disconfort. Cel mai dificil este la prima urinare, când ustură un pic, după aceea ei nu au nicio problemă. Deci, recuperarea e relativ ușoară și rapidă. Părinții sunt foarte speriați de ideea de anestezie. Se intervine cu anestezie locală și sedare sau anestezie generală? De regulă facem și un bloc penian, se cheamă anestezie locală, dar întotdeauna la copii folosim sedarea. Pentru că dacă îi forțăm cu aceste manevre invazive, vor fi traumatizați și cu siguranță le face mai mult rău. În sensul că ulterior și sunt și așa copii care imediat ce vrei să-i dai pe împărțul jos, se apucă de urlat pentru că el asociază asta cu încercarea de a-l decalota. Mă refer la cei care au fost decalotați forțat. Așa că, în analog o sedare, facem ce avem de făcut. Copilul se trezește, are un ușor disconfort, plânge puțin, după primul pipi îl lăsăm acasă și ulterior 10 zile nu se atinge nimeni de organul genital, după care la primul control facem decalotarea pentru prima dată. Și apoi părintele trebuie să decaloteze în continuare? După aceea, la fiecare băiță, decalotat, toaletat și atât. Ce se întâmplă dacă nu se intervine în timp util în cazul unei fimoze care ar trebui operate? Nu se întâmplă lucruri deosebit de grave, dar sunt copii care fac frecvent balanite, asta înseamnă inflamații locale. Orice inflamație din asta lasă niște urme, adică țesutul devine mai friabil, mai dur și atunci cu cât face mai frecvent balanite, cu atât intervenția ulterioară va fi un pic mai complexă, în sensul că tot țesutul cu cicatrici trebuie eliminat. Trebuie să nu uităm de încă o complicație atunci când se forțează decalotarea și se întâmplă uneori, poate să pară parafimoza. Respectivul inel trece de gland și strangulează limita dintre gland și corpul penisului și atunci glandul devine foarte umflat, edemațiat și asta înseamnă parafimoza, care e urgență. Trebuie redusă imediat ca să nu apară tulburări vasculare la nivelul glandului. Repet, faptul că amânăm intervenția și v-am zis eu amân cât de mult posibil din pricina lipsei de colaborare cu un, poți forța un copil să facă ce îi spui dacă îl deranjează și atunci de regulă rar intervenim înainte de 3-4 ani pentru fimoză. De regulă după 5-6 ani și așa am văzut că și chirurgii din Franța, de exemplu, unul înainte de 6 ani intervin. Cum se efectuează corect igiena? Atunci când băiețelul mic are scutec și, să zicem, vârstă de până în 1, 2, 3 ani, nu toaletăm decât tegumentul, atât. Nu încercăm să vedem ce-i înăuntru, da? Pentru că, așa cum am zis, este acolo ca un sfincter, se deschide la urinare și se închide. Tocmai ca glandul să nu vină în contact cu materiile fecale din scutec, cu germenii din mediul înconjurător și atunci toaletarea tegumentului e necesară și singura care se face. Până în clipa în care organismul singur evoluează, țesutul respectiv devine mai elastic, smegma se acumulează și ajută la deslipirea mucoasei prepuțului de gland și atunci treptat începem să toaletăm pe măsură ce se vede glandul și zona respectivă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați prezentat, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!